Aproximativ 1500 de rățuște de cauciuc au luat startul. Au plecat mai lent, așa că a fost nevoie de ajutorul pompierilor care le-au împins cu jeturi de apă. În timp ce rățuștele pluteau pe bega, copiii și adulții care le-au cumpărat fierbeau de nerăbdare pe mal. Emoția, abia așteptăm să ajungă, nu? Să câștigăm? Câștigăm race-a! Da? Noi suntem câștigătoarele, nu? Sperăm să ajungă pe primul loc. E prima oară când concurați? Da, este prima dată când concurăm și am cumpărat o rățușcă și vrem să ajungă la final. Dacă se poate să câștige, bineînțeles. Unde e rățușca ta? Ai văzut-o? Da, e printre rățuștele celelalte. E printre primele? Ei, nu știu acum. Dar ce sper? Sper să câștigi? Da. După mai multe minute de plutit pe apă, primele rățuște au ajuns la linia de sosire. Anastasia, o fetiță de 7 ani, este câștigătoarea cursei rățuștelor. Micuța va pleca împreună cu familia într-o excursie la Budapesta. Am sperat că o să câștig. Și ai câștigat. Cu cine o să mergi? Sau cine o să meargă în excursie? Eu, mami și cu tati. Oferim anul acesta 10 premii. Premiul cel mare este un city break la Budapesta de 2 zile. Locul 2 va câștiga un smartwatch și vouchere oferite de partenerii noștri și sponsorii noștri. Banii strânși vor fi folosiți pentru a sprijini elevii cu probleme de vedere de la liceul Iris din Timișoara. Prețul unei rățuște a fost de 10 lei, iar acestea au putut fi cumpărate nu doar de persoane fizice, ci și de firme.